Dar cred că și lipsa de educație contează atât de acasă cât și de la școală. Cunosc un caz care a plecat de acasă. Din cauza că părinții erau severi cu el, el vroia să facă cu totul altceva și atunci o ales să plece de acasă. Din cauza părinților, poate nu sunt prea des cu ei acasă. Prea multe ori sau, eu știu, nu-i supraveghează. Nu? Sunt supravegheat, în primul rând. În al doilea rând, copiii din ziua de azi au prea multă libertate, părerea mea. Eu cred în libertatea lor, dar nu să facă chiar ce vor ei. Dacă îl cerți, pleacă de acasă. Dacă te cheamă profesorul și spune că a luat o notă mică și îl cerți, la fel, pleacă de acasă. La nivelul județului Vaslui, majoritatea copiilor dispăruți sunt găsiți de polițiști în primele 24-48 de ore. Șansele ca un copil dispărut să fie găsit scad odată cu trecerea timpului. La începutul acestui an se aflau în lucru 7 sesizări privind dispariția unor minori, iar de la începutul acestui an au mai fost sesizate alte 32 de cazuri. La acest moment, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale mai au în lucru 6 astfel de cazuri, însă facem precizarea că toate sesizările privind disparițiile minorilor primite în anul 2011 au fost rezolvate. În 2010, la Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui, au fost primite 94 de sesizări cu privire la dispariția unor minori.